Noi continuăm acum și vorbim de rubrica Update la zi împreună cu Andrei Nistreanu, care este gata, ca de obicei, să ne spună cele mai utile informații de alea techno. Techno. Bună dimineața, Stella, bună dimineața și celor de acasă. Astăzi nu vorbim doar despre tehnologii minuscule, cum ar fi ceasuri sau telefoane, ci așa, chiar și despre avioane și mașini. Avioane și mașini, perfect! Da. Deci mă pricep de minune. E exact tema ta. Lasă că poate a vedea și Victor să nu piardă și el update-ul la zi, nu? În vacanță. Nu cred eu că ratează el așa ceva. Dacă sunt alte momente care le poate rata, ăsta cu siguranță nu. Ești și pe Facebook, așa că te vedem, da, și acolo. Asta cu siguranță. Bun, zic să trecem în oala noastră sau în curtea noastră. Cercetătorii olandezi pregătesc avionul viitorului. Noul concept numit Flying V cuprinde o abordare cu totul diferită a designului aeronavelor pentru susținerea unui zbor sustenabil pe distanțe lungi. Flying V este comparat cu cel mai avansat avion al zilelor noastre, Airbus A350. Noua aeronavă va avea același număr de pasageri, 314 în configurația standard, și același volum de încărcătură, 160 metri cubi. Flying V va fi mai mic decât modelul A350, oferind o rezistență mai redusă la aerodinamică. Forma sa aerodinamică îmbunătățită și greutatea redusă vor genera reduceri cu 20% a combustibilului folosit. Mașinile electrice sunt extrem de convenabile pentru producătorii auto care vor să economisească bani pe combustibil și să ajute planeta. Un prototip pentru o mașină care se încarcă de la soare și tehnologie uluitoare a fost dezvăluit recent. Noul prototip duce tehnologia la un nou nivel superior pentru că mașina se încarcă singură de la soare prin 5 metri pătrați de panouri solare montate pe acoperiș și sub capotă, sub un strat de sticlă securizată. Pentru fiecare oră sub razele soarelui, poți fi sigur că va avea o energie pentru 12 km. După o încărcare completă, prototipul One are o autonomie uriașă de 725 de km. Toate astea sună extrem de bine, dar există și un aspect care ne-ar împiedica să o cumpărăm, și anume prețul, care ar fi în jur de 170.000 de dolari. Era pozelor jenante trimise persoanelor greșite se va încheia curând pe WhatsApp. Și asta după ce compania americană a anunțat o schimbare importantă. De acum încolo, când vor încerca să trimită o imagine unor contacte pe WhatsApp, utilizatorii de Android vor putea vedea pozele de profil ale acestora mult mai mari, pentru a nu mai exista confuzii care pot duce de multe ori la situații jenante. Alături de o imagine de profil mai mare, WhatsApp va afișa și numele utilizatorului. Într-un moment, update-ul vine doar pentru userii de pe Android care folosesc în special telefoane Samsung, Huawei și Sony. Cam atât cu update-ul, sper ca noi să fim mult mai atenți și sper că vom avea și o mașină electrică care se va încărca de la soare, care va costa măcar cam cât o Tesla. Stella, tu îți o cumperi, așa, îți o permiți de săptămâna viitoare, la următorul salariu. Mie nu prea place Tesla. Nu zic de Tesla, de mașina care am anunțat mai devreme, One. Dacă tot vorbim de branduri, deja putem să numim mai multe. Mi-a plăcut asta electrică de la Audi. Cu siguranță sunt mai multe, în special în China, ei fac, chinezii fac dar un pas. Dar până la electrică la noi în Moldova, știi cum e. Noi că stăm cu stâlpii și cu sapa, până da, acolo mai avem. Uite, ai vreun super erou favorit? Mamă, ce întrebare! Eu așa știu direct la subiect. Da, supereroul meu favorit este mama, dar dacă este să trecem la personaje fictive, nu știu... Wow! Iron Man, care deja a decedat, sau Thor? Cred că Thor rămâne. Thor, da? Thor, da. Bine, sau mama. Sau mama, da. Uite, dacă ar fi așa, atunci îți propun să urmărești în continuare următorul subiect. Pentru că e ceva legat de supereroi. Poate îți faci și tu un carnețel cu mama. De ce? Spune-mi chiar acum într-un subiect de la O Nouă Zi.